Furia apare în viață ca o nevoie, o necesitate de a te apăra. Dar ai capacitatea să te stăpânești în situațiile de criză, atunci când te simți copleșit de o mânie violentă? Specialiștii spun să nu descarci furia prin agresivitate, pentru că această stare extremă de iritare poate declanșa disfuncționalitate severă a organismului. Dacă știi cum să gestionezi corect furia, o poți utiliza în favoarea ta. Sandra O'Connor este psihoterapeut cu numeroase formări și specializări, doctor în medicină comportamentală și psihologia sănătății, cu practică în cercetare neuropsihologică în Statele Unite ale Americii. Ea ne va spune care sunt tehnicile de control atunci când îți pierzi stăpânirea de sine și cum transformi furia în ceva benefic. Furia e aș spune, una dintre cele mai benefice capacități de identificare ale pericolelor din viață, pentru că nu tristețea îți semnalizează o pierdere. Bucuria îți semnalizează un câștig. Furia îți semnalizează necesitatea de a acționa. Ceea ce furia îți cere este să rezolvi o situație. Iar tu, dacă nu reușești să o rezolvi, furia va reveni. Și va reveni atât de mult încât, dacă tu nu găsești un mecanism de a o înțelege și de a manageria ceea ce îți cere, vei patologiza. Se poate transforma în anxietate, în depresie, în atacuri de panică, în insomnie. Cu cât mai puternică e furia, cu atât mai mult trebuie să ne uităm la mediul nostru de ocrotire. Ne oferim ocrotire? Suntem în siguranță? Se întâmplă ceva în viața noastră, în mediul nostru, care ne creează un disconfort atât de mare încât ne afectează autenticitatea? Unde sunt limitele noastre? În momentul în care suntem furioși, creierul nostru face așa. Iar noi trebuie să-l închidem din nou pentru a putea să ajungem și să accesăm partea care ne ajută la autoreglaj emoțional. Și noi, dacă zicem nu, nu vreau să fiu furios, eu vreau să fiu zen, dacă mă o să mă calmez, nu o să ascult, data viitoare voi fi mai liniștită. Nu, întotdeauna e important să vedem care e factorul perturbator. A fost identificat corect sau nu? Poate să-mi facă rău sau nu? Evident s-a făcut rău, altfel nu te înfuriai. Furia agresivă este mult mai evidentă în maniera în care le face rău celorlalți. Furia exprimată pasiv-agresiv ne face întâi rău nouă și apoi cumva, într-o manieră mai subtilă, le face rău și celorlalți. Și ambele manifestări ne fac rău în relație. Sandra, bine ai venit la Arta Fericirii! Mulțumesc de invitație! Mai mulți telespectatori mi-au scris că le-ar plăcea să vadă o emisiune despre furie, despre controlul furiei, pentru că în ultima vreme, în ultimii ani, se confruntă foarte mult cu asta și nu atât ei ca adulți, cât copiii lor, adică văd în copiii lor mici, dar și adolescenți, o furie extremă, o mânie, o stare de neputință până la urmă. Și vor să afle mai multe despre asta, cum o identifică și mai ales ce metode sunt de a reuși să controlezi furia. Nu e bine să scăpăm de furia. E important să o păstrăm. Avem tendința de a fugi de emoția pe care o percepem noi ca emoție negativă. Dar furia, tristețea, toate aceste emoții au un rol și au un rol care e menit acolo să ne ajute să ne setăm limitele de autoprotecție. Să ne reglăm puțin sistemele de filtrare. Eu cred că de multe ori avem tendința să confundăm sentimentul în sine al furiei cu agresivitatea. Iar această furie nu e nimic altceva decât maniera în care organismul nostru, creierul nostru ne spune e momentul să faci ceva. Un factor din mediu te influențează în așa manieră încât tu trebuie să faci o acțiune, să faci ceva activ pentru a ieși din situația care îți provoacă un rău. Deci nu vrem să scăpăm de furie. Vrem doar să învățăm cum să o identificăm și cum să canalizăm această furie într-o manieră asertivă, să o transformăm în ceva care ne este benefic, să o facem aliat, să fie funcțional. Și în comparație cu agresivitatea? Această furie, eu folosesc metafore în terapie și mi-ar plăcea să folosesc o metaforă aici. Da. Ca și cum tu pui mâna pe o cană extrem de fierbinte, dar tu îți dorești să bei acea cafea dimineața, vrei să-ți bei ceaiul, știi?
Și corpul tău îți spune că ai pus mâna pe o cană fierbinte, ai primit niște senzații care îți spun trebuie să faci ceva. Și atunci ce faci? Hai să zicem că ai trei opțiuni. Prima dată o pui frumos pe o masă. Asta înseamnă o manieră asertivă când e vorba de managementul furiei. Sau o arunci pe celălalt. Asta înseamnă o manieră agresivă de a scăpa de furie, de a o elibera. Sau ți-o scapi pe picioare, ceea ce înseamnă că ai făcut o agresiune pasivă. Și atunci, dacă vrem să ne gândim la furia asta ca la o cană cu ceva fierbinte și un semnal, durerea e un semnal, arsura e un semnal care îți zice ok, nu înseamnă că nu mai bei cafea, nu înseamnă că tu acum ești un pericol de viață și de moarte, înseamnă că trebuie să faci ceva, e mult prea fierbinte pentru tine. Și atunci furia aia, trebuie să găsim o manieră de manifestare care să nu fie nici pasivă, nici agresivă, ci asertivă. Furia denotă o vulnerabilitate, o lipsă de putere. Furia, atunci când se transformă într-o manifestare care e în detrimentul nostru, adică pasiv sau agresiv, explozie sau implozie, așa îmi place mie să spun, înseamnă că cineva, ceva, ne forțează limitele în care integrității noastre fizice sau emoționale, ceva ne zgâlțâie gardurile și nu suntem în siguranță. Deci înseamnă că e nevoie de autoprotecție. Furia ne spune, ești în pericol. Iar noi de acolo alegem o manieră în care să luăm furia asta și să o utilizăm. Furia e, aș spune, una dintre cele mai benefice capacități de identificare ale pericolelor din viață. Pentru că nu, tristețea îți semnalizează o pierdere. Bucuria îți semnalizează un câștig. Furia îți semnalizează necesitatea de a acționa. Îți spune că în viața ta ceva este un factor perturbator care are potențialul de traumă, are un potențial traumatic. Adică începe să erodeze încet, încet în modul în care tu poți să te păstrezi integru. Poate fi conștientizată și în ce manieră? Da, poate fi conștientizată și să știi că una dintre manierele de abordare a managementului furiei este tocmai partea de conștientizare. Și aș vrea să specific aici că furie conștientizată, când vorbim de autocontrol, de maniera de a putea să ne reglăm emoțiile, putem vorbi doar de un individ care are deja cortexul prefrontal funcțional. Asta înseamnă post-adolescență. Chiar dacă începe să se formeze în adolescență, e ca atunci când mergi la fabrică să-ți cumperi o mașină și mașina ta e aproape gata, doar că nu are capot. Nu cred că o scos pe drum. Cam așa e și cu adolescentul, da? Toate sunt instalate, mai urmează să pună câteva părți și încă nu chiar vrei să o scoți pe autostradă. Deci nu vrea să o expui. Nu prea vrei, că există riscul să se decompenseze, să se împrăștie în mii de bucăți. Și atunci, când ești adult, când ești după 25 de ani, știu, nu dau mouse speranțe pentru părinții care se gândesc oare când va fi sub control furia copilului. Dar după 25 de ani, când se presupune că noi ne-am finalizat această șlefuire a cortexului prefrontal și avem capacitatea de autocontrol, putem conștientiza furia. Și asta înseamnă ce? Să presupunem că nu ești un supererou. Și asta e puterea ta, nu? Asta e forța ta, este să-ți conții emoția. Să poți să-ți oferi protecție. Nu celorlalți, ci ești propriul supererou. Îți oferi ție protecție. Și în momentul în care vine ceva din mediu, cu, cine știe, cu un factor perturbator, cu ceva care te supără, cu ceva care te irită, cu ceva care te răscolește, practic, ceea ce faci tu în acel moment este că ți-ai supraputerea și i-o dai acelui factor perturbator. Îi dai puterea ta. Și ca adult, dacă noi putem face acest simplu exercițiu de conștientizare, că în momentul în care vine această senzație, în momentul în care știm, pentru că e un proces ciclic, nu intrăm direct în furie, direct în partea de rage, de manifestare, dacă în momentul acela putem conștientiza că suntem pe punctul de a pierde capacitatea, singura putere pe care o avem noi acum, capacitatea de conținere și de autocontrol, putem opri procesul și putem să ținem de puterea aia, pentru că în momentul acela începem să ne analizăm mediul și să ne gândim ce din mediu determină ca eu să mă simt atât de vulnerabil încât sunt capabil să-mi dau puterea.
și să o dau cuiva care în acest moment e evident că nu îmi va facilita echilibrul sau conținerea. Dar cum poți în acea furtună emoțională tu să-ți faci o asemenea analiză, să gândești logic și să acționezi? Atunci când vine furia, furia vine ciclic. Hai să presupunem că vorbim de o scală aici, o scală de la 1 la 10 a valorilor, unde 0 este acalmie, bine, o stare de calm și 10 este maximul potențial al furiei pe care cineva poate să-l manifeste sau să-l resimtă. În momentul în care apare primul steguleț roșu, primul potențial, primul potențator al furiei, noi ne dăm seama de acest lucru. Apare sub formă de gând sau sub formă de stare? Apare sub formă de stare. Poate uneori, dacă furia este un mecanism pe care noi l-am conștientizat și l-am asimilat, apare uneori ca un fel de mecanism de apărare, apare și ca somatizare. Noi simțim ceva. În momentul în care simțim ceva, dacă identificăm această situație, această senzație de urmează ca ceva să poată să mă vulnerabilizeze în așa manieră încât să mă înfurii, putem reacționa. Și putem reacționa, dacă am luat această scală, cel mai bine este să reacționăm între 2 și 4. De ce? Pentru că la 1 putem identifica greșit. Putem identifica ceva, un trigger, care de fapt nu reprezintă ceea ce noi interpretăm. Adică un element declanșator. Exact. Acel element declanșator poate să nu existe, poate să fie o falsă identificare. Și atunci e bine să nu reacționăm în prima instanță. Să așteptăm puțin și să vedem ce în acest element, de fapt, trezește în noi nevoia asta de autoapărare. Pentru că noi asta facem. Ne apărăm. Doar că în sistemul acesta de fugă sau de atac, atunci când se declanșează furia, înseamnă că ne vulnerabilizăm mult mai mult, pentru că vom ataca. Ceea ce înseamnă că e un lose-lose. Dacă tu alegi să fugi, există potențialul să scapi, să nu ți se întâmple nimic. Creierul tău conștientizează că, ok, nu mi-asum această luptă, hai să zicem, poate totuși scap. Dar atunci când te duci în luptă, există potențialul să ieși mult mai afectat decât ai intrat și îți asumi o luptă. Deja te duci cu adrenalina pulsând, deja începi deja să te otrăvești. Deja procesul ad literam care se întâmplă atunci este că începi să secreți cortizol, este că începi să te otrăvești. În momentul în care alegi să ataci în furie, ești de neoprit. Te otrăvești. Dar poți să te detașezi și e bine să te detașezi și să gândești logic, să-ți analizezi situația în acele momente? Poți să te detașezi dacă îți setezi niște mecanisme, dacă tu îți presetezi. Stai și te gândești în prevenție. Uite-te, am avut un moment în care nu am știut cum să reacționez. În prevenție, să discutăm și de asta. Nu am știut cum să reacționez și eu nu sunt mulțumită de modul în care eu am reacționat, de comportamentul meu. Că de fapt stările astea nu ți le identifici, poți să fii oricum. E bine să simți furia. E modul în care manifesti furia. Furia este dresată, e modul în care noi ne-am antrenat să identificăm pericole. Iar modul în care o manifestăm poate să fie uneori ca un fel de condiționare pavloviană. Și în momentul în care noi conștientizăm că ceva ne face rău, nu, atunci când ești furios, nu ți aduce niciun bine. Starea în sine de furie nu ne face să ne simțim relaxați, nu ne face să ne descărcăm. Dacă te duci să lovești perne, am auzit tehnica asta, care e de altfel o aberație de nu știu câte ori, te duci cu furie, să descarci furie. Nu? Să descarci în ceva. În ceva, da, prin agresivitate. Nu faci nimic altceva decât să-ți pornești chimic anumite procese și apoi să nu înțelegi de ce nu reușești să te liniștești. Pentru că dacă clădești furie pe furie, e ca și cum tu ai tot pune hârtii pe foc și te aștepta să se termine odată, că uite, tu nu mai ai ziar, gata, ar trebui ca focul ăla să se stingă. Doar că furia rămâne și după ce se termină momentul, dacă noi nu învățăm să o gestionăm. Și spuneai tu că există un punct din care nu mai poți să o gestionezi. Da, dacă ai trecut de acel 7, ipotetic, nu doar că nu poți să o gestionezi, dar o amplifici. 7 te referi la scala aceea, la acea scală, la 0 la 10. 0 la 10. Așa. Dacă tu ai trecut de punctul de neutru și ai intrat în partea de reactivitate, de reactivitate cumva condiționată, clasic, în momentul acela e un mecanism automat de autoapărare. În momentul acela mame
nu pot să se oprească în a striga la copii. În acel moment nu poți să te oprești în a continua conflictul cu partenerul de viață, chiar dacă știi că e în detrimentul vostru și că nu este nimic util acea conversație. Pentru că în acel moment te aperi. Acela e momentul în care ți-ai identificat inamicul, ai identificat factorul perturbator, agresorul și ataci. Această descărcare despre care vorbeai tu nu e benefică. Nu ajută această descărcare. Nu e o descărcare, e o încărcare. Nu ți se descarcă tensiunea motorului, nu o să-ți meargă mai bine. Dar pe moment unii oameni spun că au simțit o stare de descărcare. Pentru că dacă tu duci foarte sus o stare chimică în care ai un puseu de adrenalină, după aceea vei avea o cădere naturală. Tu ți-ai provocat singur o cădere chimică. Deci dacă tu duci o furie până într-un punct maxim în care după aceea sinusoidal curba asta chimică o ia în jos și te duce la o stare pe care tu cumva o identifici ca acalmie, ți se pare că te-ai descărcat, dar nu te-ai descărcat, pentru că punctul cu care tu ai ajuns să-ți compari descărcarea este unul care a ajuns foarte sus. Tu nu te compari cu normalitatea ta, tu te compari cu punctul maxim la care ai reușit să ajungi prin furie. Din 10 ai mai coborât puțin. Da. Ai mai coborât puțin, dar dar n-ai în dezavantajul tău nu ai rezolvat. Iar ceea ce furia îți cere este să rezolvi o situație. Iar tu dacă nu reușești să o rezolvi, furia va reveni. Și va reveni atât de mult încât dacă tu nu găsești un mecanism de a o înțelege și de a manageria ceea ce îți cere, vei patologiza. Vei începe să ai anumite probleme emoționale, psihice. Se poate transforma în anxietate, în depresie, în atacuri de panică, în insomnie. Deci dacă tu nu-i dai furiei ceea ce îți cere, adică insiști să ții cana asta în mână, chiar dacă te arde, că spui că o ține-o suficient și la un moment dat voi crea o rezistență. La un moment dat vei avea o reacție viscerală. La un moment dat, partea asta va începe să se manifeste somatizând sau prin reacții fiziologice. Primele somatizări, dacă ne uităm la cercetare, care sunt legate de furii pe care tu încerci să le reprimi, sunt simptomele gastrice. Faptul că ai probleme gastrice, faptul că începi să ai dureri de cap, alte boli sunt cele cardiovasculare, care sunt legate cu... Deci sunt direct legate. Cercetarea arată că oamenii foarte furioși sunt la un risc mult mai mare de a face probleme cardiovasculare sau chiar AVC-uri. Deci noi, în momentul în care nu știm să ne gestionăm corect furia, ne expunem în mod real unor pericole. Mai ales când tot timpul mocnește acolo ceva în interiorul tău și uneori se manifestă că nu mai rezistă. Și atunci iese la suprafață furia asta. Ești în imposibilitatea de a-ți oferi protecție. Cu cât mai puternică e furia, cu atât mai mult trebuie să ne uităm la mediul nostru de ocrotire. Ne oferim ocrotire? Suntem în siguranță? Se întâmplă ceva în viața noastră, în mediul nostru, care ne creează un disconfort atât de mare încât ne afectează autenticitatea? Unde sunt limitele noastre? Avem curajul să-i spunem celuilalt. Uite, un exemplu. Te duci la locul de muncă, ai o relație foarte tensionată cu șeful, cu colegii tăi. Și îți este frică să-i confrunți, deoarece simți că ai putea să-ți pierzi locul de muncă. Și atunci această deznădejde, această nemulțumire se clădește și se clădește în ce? La un moment dat în furie, pentru că organismul tău, creierul tău a identificat că trebuie să faci ceva. Și atunci ce faci? Mai întâi te uiți. Există posibilitatea ca eu să modific această situație? Adică dacă îmi fac eu acolo CV-ul și îmi pun un dosar și mă uit la toate competențele mele, există posibilitatea să plec de aici, să confrunt, să am ceva mai bun? Și dacă nu există posibilitatea, atunci trebuie să ne gândim cum ieși din această situație, pentru că în acel caz este o situație în care ești pierdut. Și nu poți să rămâi și nu faci performanță, stând mereu într-o tensiune și într-o frustrare. Există, cum spuneam, explozie și implozie. Și în momentul în care ajungi în această situație și furia o pornește înspre partea de implozie, îți face extraordinar de mult rău. Prin lipsa de comunicare, incapacitatea de a-ți susține limitele de interacțiune. Deci tu ai renunțat la tine.
Cum poți să-ți controlezi furia? Cum poți să înveți să treci prin aceste etape? Ce terapii e necesar să faci pentru ele? Să le luăm pe rând. Cred că cele mai bune și mai eficiente terapii în cazul furiei sunt cele cognitiv-comportamentale, terapia de lucru centrată pe emoții sau dialectic-comportamentală. Depinde și aici de gradul în care s-a agravat managementul furiei eșuat. Presupunem că e un management care nu e funcțional. Când vorbim despre dialectic comportamental, acolo e mult mai, sunt factori agravanți mult mai intenși. Când vorbim de cognitiv comportamental, poate fi utilizată în orice circunstanțe, iar cea centrată pe emoții e de multe ori utilă în terapia de familie, în terapia de cuplu și în terapia de interacțiune-relație. Cu toate că dacă stăm să ne gândim, furia în genere și managementul furiei are de-a face cu relația pe care o avem cu ceilalți și pe care o avem cu lumea în care trăim. Pentru că vine undeva și din incapacitatea noastră de a putea să ne menținem întregi în interacțiune cu lumea din jurul nostru. Să venim în întâmpinarea celor care ne urmăresc, să le explicăm cum pot ei rezolva o situație conflictuală, de exemplu în cuplu, da? Unde sunt crizele în cuplu, crizele în familie, care pot fi destructive. Da? Ce instrumente au la îndemână, ce modalități de a gestiona furia? Păi întâi trebuie să analizăm în ce context apare furia aceasta? În ce interacțiune? Este vorba de cineva care are capacitatea de a își utiliza sau nu cortexul prefrontal? Știi, discutam anterior de modelul creierului al lui Shapiro, care mie mi se pare așa o imagine extraordinar de bună atunci când vrem să înțelegem furia și modul în care noi creierul ne ajută în managementul furiei, și e modelul palmei. Acesta este bulbul rachidian, partea, aș spune, primitivă a creierului, nu? Că creierul nostru se dezvoltă de la naștere, începând din spate în față. Începe cu bulbul rachidian, care e primul dezvoltat la naștere și are de-a face cu supraviețuire, cu partea de instinct. Trăim sau nu trăim noi în această lume? Suntem sau nu suntem susținuți de cel care are grijă de noi? Apoi o pornește încet, încet înspre cortexul prefrontal, care e ultimul. Și între timp, pe aici, se dezvoltă și amigdala, care este cea mai vulnerabilă și mai reactivă parte a creierului nostru. Și atunci, ăsta e bulbul rachidian, acesta e amigdala, iar acesta, când îl închidem, e cortexul prefrontal. În momentul furiei, singura parte a creierului care are resurse de a ne duce înspre coerență și de a ne duce înspre o soluționare care să ne ofere și pe termen lung soluții, este cortexul prefrontal. Aici avem o mică problemă. În momentul în care suntem furioși, creierul nostru face așa. Iar noi trebuie să-l închidem din nou pentru a putea să ajungem și să accesăm partea care ne ajută la autoreglaj emoțional. Și atunci ce putem face? E evident că avem nevoie de o scurtă deconectare de la factorul acela perturbator. Și atunci, în momentul acela, mulți oameni încearcă să se sustragă. Și în funcție de situația în care suntem, putem găsi o manieră de a ne sustrage. Dacă ești în mijlocul unei ședințe și nu ai ce să faci, putem respira. Dar e o respirație puțin mai diferită. Respirăm în stomac. Și anume încercăm de la 3 până la 10 respirații, dar nu astea de hiperventilare, așa. Ci o respirație în care să încercăm să respirăm profund, să inspirăm, să simțim cum ni se umflă stomacul de aer și apoi încet să avem 10 respirații. De ce? Pentru că în acel moment noi ne deconectăm de la partea de fugă sau luptă. Pentru că îi dăm creierului nostru ceva de făcut. I-am dat o sarcină. Acum. Noi am muți atenția, îți muți atenția, da? Îți muți atenția și nu doar că îți muți atenția, dar noi, cu toate că stăm aici și avem niște discuții interesante și complexe, suntem niște mecanisme destul de simple. Și anume, neurosinapsele nu merg nici măcar ca un smartphone, că ți intră două conversații în același timp și poți să faci conferință. Nu. În momentul în care tu trimiți un semnal, acel semnal merge unul câte unul.
avem un singur, o singură cale de comunicare. Asta cu multitasking-ul e un mit. Mergem, facem lucruri repede, repede, dar se succed. Sunt una după alta. Și atunci când tu ai trimis un semnal spre cortexul prefrontal, e ocupată linia. Nu mai intră nimic. Cu cât mai mult insiști tu pe această acțiune pe care ai dat-o, de acțiune concretă, de a face ceva, de a te deconecta, de a sta în emoție, de a încerca să-ți reglezi emoția, tu nu-i dai posibilitatea părții aceste instinctive, viscerale din creier să se apere. O ții puțin în pauză. Și dacă tu o ții puțin în pauză, se dezactivează. Și atunci, încet, încet, ai apărat partea care, de fapt, nici măcar nu reacționează. Amigdala reacționează doar în momentul în care se simte vulnerabilă. Tu ai acționat cu asta. Cu supraviețuirea. Pentru că în momentul în care tu ai identificat un pericol, încerci să te aperi de acel pericol. Și partea cu amigdala intervine în momentul în care avem context. În care te cerți cu persoana pe care o iubești, în care simți că ești neadecvat ca părinte, în care îți vin traumele din viață, îți amintești cât de greu ți-a fost ție ca copil, prin câtă durere ai trecut, prin... Atunci când intră partea amigdalei, cea de vulnerabilitate și de reactivitate, e mult mai greu să poți să o protejezi. Pentru că ea vrea să strige, să fie protejată, să fie acolo, să o ajuți cu ceva. O primă tehnică ar fi aceasta, respirația. Cea de respirație, da. Controlul respirației. După respirație... Cam 10 respirații. Cam 10 respirații. Și după respirație e identificarea mediului și a sursei. Ce a determinat această reacție? E destul de ușor, pentru că noi ne referim aici la lucruri contextuale. Nu? Într-un anumit context, ceva a declanșat furia. Acum, uitându-mă strict la prezent și nu la ce a făcut și în trecut și acum pentru a suta mia oară eu am decis să reacționez, ci strict la context. Da. Mă gândesc, ce doresc să obțin din această situație? Vreau să termine? Vreau să mă înțeleagă? Vreau să mă audă, vreau să mă sustrag, vreau să schimb ceva pe termen lung și în funcție de nevoia pe care o identific, îmi găsesc o soluție. Și mă uit, poate soluția aceasta să fie aplicată acum, punctual, sau este o soluție care de fapt va fi pasul 1 dintr-un proces pe care n-am să-l gândesc acum și n-am să-l discut acum. Și fac primul pas și apoi mă duc, stau cu mine, și încerc să gândesc cum pot face, și ajungem aici la prevenție, pentru că în viitor eu să pot să-mi ofer suficiente resurse încât să nu mai ajung într-o situație în care sunt atât de reactiv, în care permit unor emoții să-mi controleze practic realitatea. Pentru că în acel moment ce faci? Nu mai controlezi tu mediul. Mediul te controlează pe tine. Și da, e foarte... E percepția asta de pericol. Că de fapt nu ești într-o furtună, într-o barcă pe valuri care se răstoarnă, ci ești, cum spuneai tu, într-o furtună emoțională. Dar e o furtună de percepție. Dar asupra căreia poți să ai control. Într-o barcă, în largul oceanului, nu prea ai control. Poți avea control asupra modului în care o manifesti. Asupra lucrurilor pe care le simți, nu poți avea control. Nu știi ce o să aducă o traumă, nu știi ce o să aducă o pierdere, dar poți să o identifici și să o pui într-un sertar de emoție și să spui, asta pentru mine e dificilă pentru că. Asta pe mine m-a rănit pentru că. Pentru că astea sunt limitele mele de acceptare sau sunt limitele mele de manifestare. Și dacă rămân în situația asta, nu știu, într-o mare iubire, se forțează niște limite care mă fac pe mine să mă îndepărtez de ceea ce sunt eu în esență. Și atunci hai să evaluez costuri și beneficii. Hai să evaluez dacă vreau să mă transform în ceea ce nu sunt. Dacă furia asta care îmi spune, ia acțiune, fă ceva, ia, te rog frumos, o decizie, merită să nu fie ascultată. Că dacă ascultăm furia asta care ne spune ceva, ne spune nevoie, spune tu ai nevoie de ceva, tu nu-ți oferi suficientă protecție, tu ai lăsat gardul jos pentru ceva care există potențialul să-ți facă rău. Și noi dacă zicem, nu vreau să fiu furios, eu vreau să fiu zen, acum o să mă calmez, nu o să ascult, data viitoare voi fi mai liniștită. Nu, întotdeauna e important să vedem. Adică să nu rămâi detașat, da, de situație. Nu, să o identifici, să vezi care e factorul perturbator. A fost identificat corect sau nu?
poate să-mi facă rău sau nu. Că evident s-a făcut rău, altfel nu te înfuriai. O altă modalitate de a controla furia. E important să conștientizăm faptul că atunci când suntem furioși, primul lucru este să ne spunem stop. Avem nevoie de acea pauză în reacție. Și pentru că vorbim acum de adulți, am zis partea cu respirația atunci când nu ești într-un context intim, dar hai să o transpunem într-un context intim, în partea de relație de cuplu, de exemplu, da. Sau relație părinte-copil când ambii sunt adulți, nu? Și te-ai enervat la masă de Crăciun și ai de zis o mulțime de lucruri. Strategia este aceeași, să stai și să te gândești. Acum, în acest moment, este întotdeauna ancorarea în prezent. Ancorarea în prezent înseamnă ce? Să poți să detașezi și să elimini toți ceilalți factori. Starea ta emoțională, modul în care te simți, nervii și furia și căldura aia care ți s-a ridicat în stomac și să te gândești. De la ce a pornit această discuție? A pornit de la faptul că, nu știu, eu am adus același cadou pe care l-a adus și fratele meu. Sau nu știu, era aniversarea noastră și cu toate că am zis de 100.000 de ori că eu îmi doresc să-mi aducă flori, nu mi-a adus. Hai să mă gândesc. Factorul declanșator e legat de prezent sau de trecut? În momentul în care este pentru că i-am zis de 1000 de ori sau pentru că erau nu știu câte dăți în care nu a adus flori, e legată de trecut. Nu are nimic de a face cu prezentul. Și atunci să stăm să ne gândim ce reprezintă buchetul ăla de flori. La ce am reacționat? La faptul că simt că nu sunt valorificată. Faptul că eu în momentul ăsta simt că nu sunt suficient de importantă. Sau faptul că în momentul ăsta eu aveam nevoie să. Și în momentul în care noi putem verbaliza nevoia, celălalt poate să înțeleagă fără să o ia personal. Pentru că în furie, atunci când ne manifestăm agresiv, avem tendința să-l atacăm pe celălalt. Să-i plasăm vina. Să spunem, tu ești cel care mă face pe mine să mă simt așa. Dacă celălalt reacționează tot în defensivă tot și în defensiva furie. Asta este tot în furie, deci devine ofensivă, da. Devine un atac. Problema este că s-a trecut deja într-o altă etapă, s-a trecut în altă situație. S-a plecat de la un punct de pornire care a declanșat furia la un conflict. Deja nici măcar nu se mai discută despre factorul declanșator. Voi acum sunteți într-un conflict artificial. Într-un moment conflictual. Exact, menținut de comportamentul pe care îl exercităm. Deci, practic, modul în care tu te-ai purtat determină modul în care mă port eu. Dar noi nu mai discutăm despre motivul furiei. Noi nu mai discutăm despre ceea ce am simțit că a lezat limitele mele, ceea ce m-a făcut să mă supăr, ceea ce m-a afectat. Noi acum discutăm despre faptul că tu ești nervos și asta mă face pe mine nervos. Și aici putem trece, cum ziceam, în parte de conștientizare. Cum reparăm situația? Deci, ok, ce aș putea face eu acum ca să se termine această situație? Explicăm. Care este nevoia ta? Ce vrei? Nu așa. Ce vrei de la mine? Că de obicei așa este. Ce vrei de la mine? Nu înțeleg. Sau lasă-mă o dată în pace. Să spui, ok, ce putem face? Hai să vedem. Am ajuns deja în punctul ăsta. A escalat. Totul e explozie. Suntem pe 10. Ce putem face ca să soluționăm situația? Sau care e situația? Hai să luăm. Asta e situația. Ok. Ce soluție propui tu? Eu propun asta. Hai întâi să ajungem la calmie, să rezolvăm situația și după aceea rezolvăm și pastea asta de cum am reacționat eu și cum ai reacționat tu. Dar întâi trebuie să ne ocupăm de ceea ce s-a întâmplat. Uite, îți dau un exemplu concret din nou. Am un pahar și îl sparg acum, pe jos. Acum, tu poți să reacționezi în mai multe feluri. Poți să te apuci să spui, păi bine că ai spart paharul și sunt cioburi peste tot și eu zic, păi da, nu vezi, adună-l și tu că am călcat pe cioburi și acum mă rănesc și ție nu-ți pasă de faptul că mă rănesc, îți pasă numai de faptul că am spart un pahar. Cum ar fi cel mai corect și mai util să acționăm? Ok, să spart un pahar. Ne uităm cum putem fi în siguranță întâi. Adunăm cioburile, le punem deoparte și pe azi zici, era paharul de la mama, mi-a explicat și mie, te rog frumos. Cum ai ajuns să... Ce s-a întâmplat? Păi aveam mâinile ude, a alunecat paharul, s-a spart. Ok, uite, alealte nu le mai folosim cu mâinile ude. Pentru mine e o chestie importantă. Am soluționat cumva, coerent. Dar prima dată ne asigurăm că toată lumea e în siguranță. E ca și cum ai un accident de mașină, nu e din vina ta și tu ieși din mașină și primul lucru este să mergi să-i dai în cap celuilalt. În loc să te gândești, ok, stai puțin, am avut un accident de mașină. Toți suntem afectați, pentru că în furie toți cei implicați sunt afectați, nu doar noi. Nu este filmul viața mea și ceilalți în figurație. Fiecare e în filmul lui.
și noi suntem de figurație în viața lor. Și atunci sunt mai multe filme în paralel. Și trebuie să ne gândim că, ok, hai să vedem. Unde suntem fiecare aici? Întâi să adunăm cioburile, întâi să ajungem la un punct de calm și apoi să vedem ce s-a întâmplat, ce facem să nu se mai întâmple și cum rezolvăm acum situația. În timp, aceste stări de furie se atenuează, se diminuează și poate chiar dispar la un moment dat, practicând aceste tehnici? Da. Păi, în timp, aceste stări de furie nu mai apar, pentru că dacă tu îți găsești o manieră de a gestiona, în acest caz, interacțiunea cu partenerul, și știi cum să nu iei personal sau cum să interacționezi și cum să reacționezi în momente de incertitudine care te pun pe tine să te simți nesigur, nu mai apare furia. Furia apare ca nevoie. Furia nu apare așa din când în când, îți vine câte un puseu de furie. Apare doar dacă este patologic și atunci există o soluție. Mergi la medic, să faci o evaluare și ți se prescrie un tratament. Dar furia vine ca nevoie. Nevoia de a te apăra. Poate fi o moștenire genetică? Dacă este vorba de o patologie, poate fi o moștenire genetică, dar știi, cercetarea poate să fie de multe ori biasată și poate de multe ori să reprezintă. Noi găsim în cercetare ceea ce căutăm de multe ori, asta dacă nu mergem chiar într-o direcție absolut absurdă. Este o combinație. Este o combinație de factor genetic. Atunci când acest factor genetic există, este o combinație de traumă transgenerațională, pentru că, uite, putem să o aducem din metafizic, cum crede lumea că e această traumă transgenerațională în prezent. Dacă bunica mea sau străbunica mea, de la teama obuzelor, a fugit întotdeauna să sară într-o gaură din grădină și avea o traumă și această traumă era activată la sunete puternice, bunica mea, crescând-o pe mama, a reacționat întotdeauna intens la sunete puternice. Mama mea, văzând-o pe bunica, a creat un mecanism de apărare în care, văzând adultul care îi oferă îngrijire, având o senzație de panică neexplicată la sunete puternice, a dezvoltat un mecanism de identificare a unei panici generalizate când auzea sunete puternice. La fel eu, puțin mai diminuat, dar tot acolo, trăind cu mama, o văd pe ea reacționând la sunete puternice și tot așa, tot așa. Iar noi când vorbim de traume transgeneraționale, vorbim de lucruri mult mai serioase, de abuz, de traumă, de violențe. Și atunci poate fi genetic, poate fi transgenerațional. Modelul parental. Poate fi modelul parental, exact, poate fi învățat sau poate fi modul în care noi am reacționat deficitar în anumite situații. De exemplu, nu știu, ne-am trezit la vârsta de 5 ani într-o situație în care a trebuit să ne manifestăm, să ne apărăm. Adulții nu erau atenți, poate nu erau acolo, nu erau disponibili, ce am făcut? Am găsit o manieră de interacțiune care să ne salveze în acel moment. După aceea, repetitiv, ne-am trezit în situații în care trebuia să ne apărăm și am folosit aceleași mecanisme. Și uite așa, 30 de ani, 40 de ani, folosim același mecanism defectuos, dar puțin mai șlefuit, puțin mai adaptat, dând iluzia că este un mecanism matur și că încolo este ceva pueril, rudimentar, pe care noi îl folosim defectuos de fiecare dată când încercăm să ne protejăm. O traumă a copilăriei, de exemplu, poate să-și pună amprenta atât de puternică asupra adultului de mai târziu, ca el să nu-și poată controla emoțiile, să nu poată controla ulterior furia? Da. Poate. Noi putem să începem să ajungem să ne controlăm emoțiile din punct de vedere tehnic de pe la 25 de ani. Poate hai și la 23, depinde cât de precoce am fost noi la lucru cu sine, depinde cât de mult am studiat, am încercat și am lucrat la noi. Ne-am preocupat, da? Profesor. Exact. Și cât spațiu am avut să facem lucrul ăsta. Pentru că dacă ești într-un mediu în care trauma este constantă și întotdeauna e un trigger și întotdeauna există factori perturbatori, e cam greu să te reglezi. Poate uneori nici nu reușești să-ți faci aceste mecanisme. Dar după vârsta asta în care tehnic noi avem toate firele puse acolo și siguranțele sunt bine și funcționale, că așa e, neurosinapsa nu e în circuit, da, electric, deci așa ca la este construcția casei, da, putem ajunge în punctul în care suntem managerii propriilor emoții. Și acolo putem să identificăm, să zicem, ok, ce îmi face bine, ce nu îmi face bine. Ce pot să-mi ofer eu ca spațiu de siguranță? Uite, în relația cu tare, eu reacționez foarte intens, foarte rapid, se ard treptele de la 1 la 7 extraordinar de rapid, escalează foarte ușor și eu în momentul în care ajung la 7 deja nu mă mai pot abține. Și atunci te gândești, ok, mediul pare să fie toxic. Ceva aici mă activează mult prea rapid.
Și în momentele în care simțim că suntem depășiți de situație, există psihologi, există terapeuți, există oameni care pot să ne ghideze o anumită porțiune de drum, iar noi putem să folosim aceste tehnici ca să ne aducem unde? Într-o porțiune de conținere în care nu ne facem mai mult rău. Pentru că furia, dacă o manifestăm agresiv sau pasiv, nu le face rău doar celor din jur. Ne face rău nouă. Furia agresivă este mult mai evidentă în maniera în care le face rău celorlalți. Furia exprimată pasiv-agresiv ne face întâi rău nouă și apoi cumva, printr-o manieră mai subtilă, le face rău și celorlalți. Și ambele manifestări ne fac rău în relație. Dar furia poate fi manifestată. Manifestată asertiv. Și asertivitatea e exact ceea ce înseamnă asertivitate în orice situație. O identifici, îți știi nevoile, îți verbalizezi nevoile, le comunici și apoi dacă vezi că în maniera asta în care tu încerci să-ți îndeplinești nevoile, nu primești o înțelegere a mediului sau cineva nu vine înspre tine a te ajuta să fii echilibrat, îți evaluezi mediul, îți evaluezi relațiile.